Da. Ce mă gândeam acum când vorbeam, că eu n-am mai spus nimic de 20 de minute și stăteam și mă gândeam, e un fenomen care se întâmplă de, să zicem, hai de la, să zicem de la instalarea lui Mircea Lucescu, știi? Am învățat să vorbim și pozitiv de lucrurile din fondul. Pentru că până acum am mai înțeles și mult, și la Edi, mult, numai bang, bang, și în emisiuni. Hai să fii sincer. Nu. Hai să fii sincer. Da. Dacă era alt antrenor, da? În afară de Mircea Lucescu, da? Spuneai că ai avut noroc aseară și că nu... Da, bulănosul, așa da. Dădeam. Bulănosul... Păi de ce? Că așa. Păi, eu cred că e Mircea Lucescu. Eu mă gândeam că, uite, vezi, trebuie să învățăm, și zic bine ce spun, trebuie să învățăm, da, că emisiunile se pot face și pozitiv. Că poți să spui și lucruri, cum a zis voi până acum, uite, mă uitam la Adi, ce povestea acum, anaerob, nu știu. Adică, știi, și acum, practic, învățăm să vorbim și pozitiv despre fotbal după aceste două rezultate ale naționale. Pentru că mulți ani, ăsta e adevărul, mulți ani, numai le-am dat în cap. Nici nu au fost rezultate. Nici. Ăsta este adevărul. Dar acum, știi, trebuie și eu puțin să mă readaptez. Înțelegi? Și eu, moderatorul, trebuie. Fii atent, eu m-am readaptat în stilul meu. Ia uite ce am adus în cinstea naționale. Ia uite, tată, să bem după emisiune în cinstea naționale. Aerosol, tată. Ce rășit. Da, mă, vinul vedetă de la Murfatar, cel mai tare vin de vară. Deci, există, cel mai tare vin de vară. Ai și aparat de la... Înțeleg? Tot, tată. Deci, ăsta e... Da, eu nu știam de el, da? Habar n-aveam. Mai înțeleg? Bine, nici nu tăsa așa mare băuturi. Nu le-am, înțelegi? Dar mi-a zis, acum vreo câteva zile am fost la academie, la Hagi, la lansare. Și mi-a zis un prieten, zic că, bă, bea vinul ăsta. Zic, du-te, bă, că nu le-am eu cu noi. Băi, cel mai bun. L-am băut, nu există vin de vară, mai înțeles, mai bun decât acest deci Murfatar aerosol. Bă, nu e, credeți-mă, și ăsta l-am luat Crapa și după emisiune, practică. Da, după emisiune, mai înțeles așa, dăm ce plastică, da? Da, avem și la rece, nu? Da, toate, tată, și aici, da. Și la rece. Bun. Nu stai, vă, aveți portbagajele? Să vă trimit capărămea lui Neajan. Ai înțeles? Deci, tată, Adi, de ce, capărămea lui Neajan, aveți portbagajele? Nu numai lui Neajan, numai Adi, că toți bem, că tu și... Adi, știi cum e vinul ăsta? Jur. Deci, crede-mă, spectacol de spectacol, n-ai văzut așa ceva. Uite, e ceva, probabil, una dintre cele mai vechi, să spunem, firme de la noi din țară. Tradiție. Au scos pe ăsta aerosol, frate, te zici că face aerosol. Fac reclamă fără niciun interes. Cum? Ca să nu zic am lumea înțeles, că mi-ai dat-o cu mandă. Da. Am înțeles. Să lași cheia de la mașină. Cobra, tu lasă, da? Să ne trimită portbagajul. Da, facem niște aerosol după emisiune? Deci, ta vă zic, da? Asta e în cinstea victorilor naționale. N-ați băut vin ca ăsta. Atâta vă zic, scurt. Da, bamă, ușor. Ușor, dar și sofisticat. Știi cum? Ca jocuri naționale. Pare ușor, că la lituanieni s-a părut ușor. Dar după aia și sofisticat, și cu aromă, știi? Mai zice, i-am și îmbătat la final, da? Deci credeți-mă, da? Murfatar aerosol. Belea, da? Belea. Bem cu băieții la final. Mă rog, cu Mutu-i mai greu, că deja a sărit la cap. L-ai auzit deja cu... Dom'le, alea, că nu fac reclamă, că nu știu. De-aia nici nu. M-auzi? De-aia nici nu i-am zis nimic. Da. Dar tată, pregătește portbagajul. Știi cum e? Se ducea cu cheile, știi? Cum îl chema regretatul Ilie Sucilea, dacă îl mai țineți minte. Știi? Ești cu mașina? Bine, eu n-aveam nicio lucrare, eram cu mașina. Dar ai întrebat pe aia. Da, dă-mi cheia. Aia. Și s-a dus, nu știu, unul mai tânăr, știi? Și când i-a zis un ziarist, și dă cheia. De ce să-ți dau cheia? Ăla, mai înțeles? Dă-mi, domne, cheia la mașină, la portbagaj. Să-mi băgă cheia. Ce, domne, ce să-ți dau? Ce cheie vrei, știi?